Restricțiile sunt tot mai drastice pentru mehedințeni, însă cazurile de COVID-19 cresc de la o zi la alta considerabil. Oamenii nu mai înțeleg rostul acestor măsuri de prevenire a virusului, deoarece până în prezent roadele nu se văd. România a fost împânzită de restricții, dar cazurile de infectări cu SARS-CoV-2 nu s-au micșorat, iar acest lucru ne pune un semn de întrebare. Oare restricțiile sunt în zadar? Mulți mehedințe nu mai cred în tot ce se spune, nu mai au încredere nici măcar în cadrele medicale. Aceștia s-au săturat de tot ce înseamnă restricții și consideră că le este îngrădită libertatea. Cum ți se par restricțiile impuse de guvern? Nu mi se par foarte ok, chiar dacă s-au impus mai multe restricții și mai grele, să zic așa, cazurile tot au crescut și noi acum cum suntem tineri vrem să stăm mai mult în weekend afară și astea și la, să intrăm la 22 în casă nu, nu ne convine, vrem să stăm mult mai mult afară. Tineri, dar și oameni mai în vârstă și-au pierdut orice speranță, iar normalitatea în ochii lor pare să fie foarte departe de această perioadă. Severineni își pun o singură întrebare. Oare când vom scăpa de această pandemie? Nici asta nu sunt Prea bune pentru că, la fel, dacă ne-au ar, ar, băgat nouă restricții, ar fi trebuit să nu mai existe um, coronavirus. Pe când, într-un an de zile, suntem la același nivel, chiar mai rău decât am fost înainte. Nemulțumirile cu privire la restricțiile impuse de autorități sunt tot mai multe, iar oamenii nu mai acceptă aceste măsuri de prevenire împotriva coronavirusului.